atâta pastilă de teorie la care vreau să ajung. M-am gândit de săptămâni, de acum două săptămâni de când ne-am văzut, până acum despre ce aș putea vorbi, care să fie util pentru voi, aplicabil și care va produce o schimbare major, rapidă, în speciurile voastre. Și e un element, e, să-i spunem, un secret, pe care mari speakerii îl folosesc, l-au incorporat în stilul lor de, să spunem, de a vorbi, de a fi. Și la majoritatea oamenilor care nu fac speech-uri bune, este foarte clară lipsa lor. Acel element este simplu, dar nu e banal. E o diferență foarte mare între simplitate și banalitate. Simplitatea este putere. Simplitatea înseamnă eficiență, înseamnă că iau o idee foarte clară, o aplicare rezultată. Banalitate înseamnă că iau o idee banală, o aplic, nu are rezultate. Deci o idee simplă, dar din păcate foarte puțin aplicată. Fii pregătit. Asta este ideea pe care îmi doresc să vă transmit astăzi. Fiți pregătiți. Cum se traduce asta în practică? Se traduce, sau poate fi sinonim cu respect. Respect față de public. Și un lucru pe care tot l-am spus la speaker Sarean și o să-l mai repet. Dacă vii în fața 30 de oameni și vorbești 10 minute, asta înseamnă că oamenii ai investesc în tine 300 de minute. 300 de minute. Ar fi bine ca măcar atât să investești și tu în pregătirea ta. Andrei, pentru speech-ul lui de la TEDx de anul trecut, cât? Două luni, trei luni, cât ai investit? Două luni și ceva de muncă intensă al acel speech. Și a vorbit în fața 1000 de oameni și a vorbit foarte bine. Asta arată respect față de participanți. Arată de asemenea respect față de ceea ce iubești. Vorbești de pasionat, vorbești ceva ce te pasionează. Pregătește-te astfel încât să poți prezenta exact ceea ce îți dorești, astfel încât mesajul să fie clar, să ajungă. Simplitatea nu e ușor de ajuns. Vorbeam la început cu cineva care spunea despre un produs care era tot rafinat să-l facă mai simplu. Dar la început era foarte dens, cu foarte multe informații. Vedem produse, gen cum prezenta Steve Jobs și cum sunt cele de la Apple și pare totul foarte simplu. E multă muncă în a crea ceva simplu și funcțional, în a crea un mesaj clar care să ajungă, în a scoate din speech-ul tău toate elementele care te împiedică. Și acest respect față de speech-ul tău, de pasiunea ta, arăți prin pregătire. Și pe lângă asta e respect față de tine la un om. E vorba de ce vreau să fac când ajung pe scenă. Vreau să fiu cea mai bună versiune a mea sau vreau să încerc? Să fac ceva. Poate mi-e să. Nu știu de ce. Dar în absolut orice context, nu este de acceptată ideea de a nu fi pregătit. Nu te duci pregătit la un examen pitch. Nu te duci pregătit la un interviu de angajare pitch. Nu o să vedeți foarte des oameni care au terminat un maraton și intervievează. Dom'le, ați terminat un maraton extraordinar. Da, dom'le, am fost spontan. Am venit dimineața, ieri eram la McDonald's, n-am mai alergat un kilometru în viața mea. Eu nu vreau să mă pregătesc. Asta există care tot aud, îmi strică stilul. Deci dacă eu mă pregătesc, devin un robot, nu mai sunt spontan, nu mai conectez cu publicul. Și am fost spontan și am mai alergat 42 de kilometri. Nu, poți să fii spontan vreo 100 de metri. După aia, probabil că nu o să mai fii spontan în restul de 41 de kilometri și un pic. Fii pregătit. În context de alergare, de maraton, este foarte clar. În context de vorbit în public, sunt tot felul de elemente pe care împiedică pe oameni să fie pregătiți și tot felul de scuze. Spontaneitatea, conexiunea și tot ce vreți voi, naturalețea, e la capătul celălalt al pregătirii. Acolo poți fi cu adevărat natural, acolo poți fi cu adevărat spontan, când îți este foarte clar ce ai de spus, când te pregătești. Și să fii pregătit înseamnă să faci ce poți acum. Eu am văzut mii de speech-uri, și pe net, și pe view. Și în capul meu, orice speaker pe care îl aud, pe care îl văd, îl compar cu restul speakerilor pe care am văzut, cu cei mai buni. Dar nu compar cu ce nu are. Nu compar un om care este la al doilea speech din viața lui cu un om care vorbește de 30 de ani pe scenă. Îl compar la nivelul de pasiune, la nivelul de timp investit, la nivelul de a dat maximul din el acum. Fiindcă revenim la metafora cu maratonul. Majoritatea oamenilor care aleargă un maraton, mai ales dacă sunt neprofesioniști, fac asta ca să-l termine, nu ca să câștige. Nu este atât de important cine a câștigat maratonul. Andrei Roșu, poate știți, este un ultramaratonist, a venit și la noi. E un tip fenomenal. Ultramaratonist înseamnă că aleargă un maraton și după aceea încă unul și încă unul, fără să mai facă pauză între ele. Și la un moment dat a alergat un ultramaraton în deșert, vreo 5 zile. Și ne spunea că
acolo chiar nu contează cine îl câștigă, acolo contează să termin. Că de 20 de ani, competiția e câștigată de 3 oameni, 3 marocani, care mai sunt și frați între ei. Adică despre ce e vorba aici? La fel e și în vorbitul în public. Ideea este să fii astăzi mai bun decât ai fost ieri. Și este fenomenal să te pregătești și să ajungi acolo, să fii bun și după aceea să primești aplauzele alea, să știi că le meriți, să știi că tu ai dat tot ce puteai, tot ce aveai tu mai bun în tine în momentul ăla și ai fost cea mai bună versiune a ta. Și puteți savura această senzație minunată și puteți să vezi picuri bune dacă faceți acest simplu lucru. Pregătiți-vă! Fiecare cât timp consideră că ea, fiecare să o facă în modul în care dorește să o facă și după aceea rafinăm. Se pot lucra, se pot face multe lucruri. Dar e foarte importantă baza. Îți place la nebunie ceea ce vrei să vorbești, ești bun în domeniul ăla. Marea majoritate oamenilor nu au o problemă cu conținutul. Marea majoritate oamenilor adulți. Am lucrat cu tineri de 17 ani și ei aveau o provocare. Când despre ce le vorbesc? Acolo conținutul era o provocare. Un om de 25-30 de ani sau peste are multe lucruri de împărtășit. Problema este ce din acele lucruri pot fi împărtășite într-un speech de 10-15 minute și cum. Aia este provocarea. Și dacă te pregătești, dacă spui speech-ul de mai multe ori, o să vezi cât de frumos este, o să vezi cât de mult îți place și ție să te auzi vorbind și cât de mult o să-l savoreze și public. Mesajul meu pentru voi este, pentru următorul speech, faceți acest lucru simplu, pregătiți-vă. Vă mulțumesc mult!